Și avem acum start al partidei cu Știința. Cuți în zona Iașului au antrenat Politehnica Iași nu de mult și ai un prim șut această transmisiune live. Să vedem acum o pasă de-a lui Danale până la Nemțanu. Nemțanu în care eu cântă trei adversari. Nemțanu, șut! În hez, nu, zice ce... Danale în care eu până la Lima. Gol! Lima până la Danale pe partea stângă, foarte bun la 16 metri în colț. Danale, intră în careu, Danale, pasă și... Oh, ratare! Repede Alima până la Nemțanu, Nemțanu pleacă pe partea, Nemțanu singur la 16 metri, șut Nemțanu și prinde, incredibil! La Bacău. Dar acum Nemțanu pasă pe dreapta până la Neamțu, Neamțu în care și din nou reușește Câmpianu. Acest corner de pe partea dreaptă executat de Vlad Danale până la Saizu și bară! Un schimb de direcție până la Buga și încearcă un șut direct pe un număr acolo văzut, dar să vedem acum pe Nemțanu care pleacă din nou la 16 metri, la 20 metri. Nemțanu pleacă și gol! Gol Nemțanu! Un luft acolo. Dar să rămânem acum pe Nemțanu care pleacă din nou pe partea stângă la 16 metri de poartă. Să vedem pe Nemțanu, șut Nemțanu! Gol Nemțanu! Gol, gol, gol! O... Acolo și este gol marcat de Băcăuani. Trei portarul destul de complicat. A început așadar ofi. Oase Negri întoarce până la șesarul Luca. Danale. Ce trecere a lui Danale și își face mingea puțin cam lungă, nu? A ieșit? A ieșit mingea. Din nou o fază bâlbuită în careul Miroslavei și o fază să execute această lovitură liberă. Oh, la Mihăieș. Intră în careul la 16 metri. La botezat. Sonia, Sonia. Botezatul, șut și gol! O incursiune acolo ai lui Sonia pe partea stângă și botezatul a făcut simplu un stop și a scris Bogleș, acum o șută lui Bogleș! Oh, foarte bun! Lovitură de colț până la Saizu și Alima! Hens, Hens, centralul Baciu care nu a dat nici măcar o singură, un singur cartonaș galben, un șut. Gol marcat de către capitanul Drugă. Da, bă. Victorie pentru Știința Miroslava! Da, mulțumim, da. O victorie cu echipă, am jucat contra unei echipe foarte bune, cu niște copii foarte, foarte talentați din Academia de la Bacău. Patru goluri astăzi și încă cred că am avut încă, dacă nu exagerez, 5 ocazii singuri cu portarul. Plus am luat două goluri pe care eu sper ca în scurt timp să eliminăm greșelile astea. Conducem 3-0 și adormim ultima secundă din prima repriză, după aia ultima secundă din repriza a doua. Sper să eliminăm lucrurile astea și eu cred că suntem pe un drum bun, dar trebuie să ținem, să continuăm așa. Bineînțeles, victoriile aduc victorii, cum se spune. Da, stăm bine și fizic, stăm bine și moral acum după două victorii. Mai avem câțiva jucători care au venit în urmă și sunt în urmă cu pregătirea. Asta se vede mai ales la copii, la copii și juniori care vin și urcă la noi. Se vede diferența asta fizică, tehnică și chiar și tactică, din păcate. Dar sper să reușim să punem la punct cât mai repede toată lumea să fie prezent cum trebuie.
Da, de iară un meci extrem de greu la Bacău, Aerostar iară cu foarte mulți copii talentați, dar dacă noi avem atitudinea asta și jucăm așa cum am jucat și azi, trebuie să venim și de acolo cu 3 puncte. Nu, un rezultat conform cu ce s-a întâmplat pe teren, ba chiar poate putea fi și mai dur decât ceea ce aud alții, pentru că n-au văzut joc. Adversarul a controlat în totalitate jocul și au creat multe ocazii de poartă. Au fost mult peste noi la intensitate și ritm de joc. Nu caut scuze sau nicio formă, am stat cu jucători, ați văzut, au spus că au resimțit oboseala de după jocul cu oțelul de marți și că terenul e unul atipic pentru noi și că un pic le-a îngreunat picioarele. Da, sunt scuze folosite des de noi, cei din lumea fotbalului, eu nu vreau să mă folosesc de ele. Așteptam cu totul altceva, sunt și eu foarte dezamăgit de ceea ce au făcut jucătorii. Rămân un pic surprins și mirat pentru că nivelul ăsta nu l-am văzut la echipa mea până acum. Am fost mulțumit de ceea ce au făcut, în schimb azi a fost un dezastru. Noi știm cine suntem, am și declarat, nu știu de ce toți spun că noi suntem aia care vrem, care am promis, care nu, n-am spus sub nicio formă lucrul ăsta. Da, încercăm să dezvoltăm jucătorii tineri, cu un grup de 4-5 seniori care să-i ajute. Avem obiective profesionale și de grup și de echipă, și de individuale, e adevărat. Nu am bătut cu pumnii în piept sub nicio formă. Da, obiectivele le menținem. Noi ca și grup ne-am propus primele 4 pentru campionat. Asta pentru că e absolut nevoie de un obiectiv profesional, de grup, de echipă, să urmărim anumite ținte. Cred că obiectivul ăsta este în continuare realizabil. În același timp, obiectivele sunt mai mult individuale. Suntem în spate cu academie și de aici trebuie să luăm jucători care să promoveze spre ligile superioare. Astea două sunt obiectivele noastre. Încercăm să ne ținem de ele și să le ducem la capăt. Pentru aceste obiective, categorică, fiecare meci e important, iar punctele acumulate în fiecare meci o să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.